Președintele Federației Ruse, Putin, i-a dat din nou o lecție zilele trecute, spunând că țările Europei de vest, Occidentul, a abandonat credința în Dumnezeu, a abandonat rădăcina și baza a ceea ce le-au format pe ele, altădată, credința în Dumnezeu. Și acuzația lui, chiar dacă e fariseică, nu, pentru că și el face exact la fel, nu, în Rusia lui, este adevărată, pentru că ne îndepărtăm pe zi ce trece de baza creștină, de învățătura Domnului Iisus Hristos, care a stat la formarea civilizației vestului. Aș vrea să urmăriți acum un video care vorbește despre eșuarea societății noastre în neopăgânism. Dacă n-ați auzit până seara aceasta de neopăgânism, aș vrea să auziți acum de la un om de specialitate, de la un profesor universitar, de la un om cu doctorate, un om care este bine informat asupra ceea ce spune. Într-un interviu luat la un post de televiziune creștină, acest om vorbește despre o Americă neopăgână. Cred că cei care ați fost azi dimineața la biserică ați fost destul de șocați să aflați că în Austria, pentru care noi ne-am rugat, așa, 80% din populația țării se îndeletnicește cu practici oculte. Consultă vrăjitori, horoscoape, temirce, nu? Lumea noastră eșuează încet spre neopăgânism. Și încet, încet ne trezim că locuim într-o țară păgână. Haideți să auzim ce spune acest profesor despre neopăgânism. Discursul lui ne va pregăti practic pentru predica din seara aceasta, care are titlul Pelegrini într-o țară păgână. Give me some of your academic background. Oh, let's see. I went to the University of Michigan in philosophy. Graduated there, Phi Beta Kappa. I went to Dallas Theological Seminary and graduated with a THM. Then I went to Northwestern University and a combined program with Garrett Biblical Seminary for my PhD. Wow. That's great. Do you enjoy teaching? I enjoy teaching tremendously. Always have. And there are serious gaps in what is not being taught. For example, our topic today, one of the really serious things that's happening in our country is that there's a growing occult and neo-pagan movement. Yeah. In fact, the third largest religious group in the United States is neo-pagan. Christian is first, Islam is second, and the neo-pagans are next. Okay, can you explain neo-pagan? Yep. About 1960, some people in England who were dissatisfied with Christianity thought they would go back to the old pagan religions and the old gods and goddesses of ancient history. And that was the beginning of the neo-pagan movement. They're called neo because they're new, but they basically are pagans. Mm-hmm. They have the pagan gods and goddesses. They have a focus on witchcraft. They have a nature religion with the old nature holidays being celebrated. And essentially, they've totally turned their back on Christianity to go back to the totally exposed fictions of the ancient world. And they also worship more like what we see, like Mother Earth. It's oh, yes. All combined, isn't it? Yes. Gaia. In fact, there are about 150 different brands of neo-paganism. Probably the largest is Wicca, mm-hmm. which is essentially witchcraft. And now they all, because you hear them explain, that they're not like the black witchcraft. Oh, yes. Yes, you hear them say that. And they do believe that in what's called the witch's rood, which is a simple principle, and that is that whatever spell you cast will return to you threefold. So if you cast a spell against someone, and the Wicca people say they never cast spells to harm anyone because they believe that would come back to them three times. But the real problem, of course, is that all of these religions bring them in contact with the supernatural world and make them very vulnerable to demonic oppression. This is my next question. Where do these spirits reside?
Okay. We don't know much about what the spirit world looks like. We just know that it's sort of a dimension parallel to ours. And we also know that the spirits in that world are either angels or demons. Now, if you're a neo-pagan, you believe that the spirits may be the spirits of a dead person. They may be a spirit of a being which hasn't been born yet. It may be an angel. It may be a demon spirit. It may be an animal spirit. But they consciously try to contact these spirits, and they call them spirit guides. Yeah. And the idea is that if you get a spirit guide, that spirit guide will help you make decisions in your life. My wife was on vacation with a friend from high school, and the friend from high school wanted to keep going into these crystal shops and into these places that sort of dealt in occult paraphernalia. And before long, she was urging my wife to just invite a spirit guide into her life. She invited a spirit guide into her life, and the spirit guide was directing her in very helpful ways, she said. Well, we know what those spirit guides are. Mm-hmm. They're demons in disguise. And we know So that's where they reside. Yeah. And invited individuals. And invited individuals. That's right. One of the things that's very important is that we have to either consciously or unconsciously give access to an evil spirit. How would you do that? Well, one of the most common ways is through an occult practice. We know kids that think a Ouija board is a game. Mm-hmm. And so we have kids will get together and they'll invite the spirits to come and to guide them as they're moving this Ouija board marker around. And they actually think that's happening? Oh, yeah. They Does think it happen? It can. It can happen. There's no question. A lot of these times, or you may go to a palmist and ask the palmist to give you a spiritual reading. Any of these kinds, this is why in the Old Testament, any occult practice is absolutely forbidden. Yeah, even King Saul finally resorted to that. And it's not just because it's an insult to God, it's because God knows that occult practices are, behind them are demons, and it makes a person vulnerable. Cred că a fost suficient materialul acesta să vă convingă că trăim într-o lume extrem de periculoasă, înclinată spre spiritual, zic ei. Și spiritual înseamnă uneori ceva foarte, foarte diferit de ce ne învață Sfânta Scriptură. Se pare că înclinația aceasta este o caracteristică a tuturor națiilor Pământului. Dacă deschizi orice ziar din România, de exemplu, la loc de cinste este horoscopul. Nu se poate fără horoscop. Nu? În ce zodie ești, ce ți se va întâmpla, oamenii își ghidează efectiv viața după stele, după horoscop. Să nu mai vorbesc de vrăjitorii care au o trecere tot mai mare în România. La ora actuală, oameni cu minți, oameni care pot să facă ceva bine pentru țară, nu sunt invitați de onoare la marele canale de televiziune, dar vrăjitoarele sunt. Vrăjitoarele sunt. Predicții pentru lumea politică, pentru viitorul țării, le au de cele mai multe ori vrăjitoarele și cuvintele lor sunt luate de bune. Lumea noastră se expune pe zi ce trece tot mai mult la lumea spirituală, la lumea spiritului. Este îngrozitor dorința americanului, de exemplu, după o religie practică. Am obiceiul să spun că noi trăim în mijlocul unei națiuni care crede că mergând la biserică trebuie să se întâmple ceva, religia ta trebuie să producă ceva. Eu numesc asta un fel de misticism pragmatic. Mergem la biserică să se întâmple ceva. Și atunci, mai ales în extremele carismatice ale religiei creștine americane, oamenii se duc la biserică să trăiască experiențe. Și trăirile lor și experiențele lor sunt mai importante decât cuvântul lui Dumnezeu, mai importante decât principiile care există.
De cele mai multe ori însă ei se deschid spre lumea aceasta spiritelor despre care am auzit și vin de la întrunirile acelea posedați efectiv de demoni, de spirite rele care produc enorm de multă pagubă în viața omului de astăzi. Dar o să revenim la subiectul acesta pentru că în această seară am intitulat predica mea Pelegrini într-o lume păgână. Pelegrini într-o lume păgână. Am ales subiectul acesta după ce duminica trecută am vorbit despre nevoia de a fi pregătiți și de a nu zăbovi în lumea asta atunci când Dumnezeu ne cheamă să ieșim din ea. Dar să spunem că am ieșit din această lume, din lumea păcatului, din lumea pierzării, ne-am lăsat călăuziți de Îngerii lui Dumnezeu să ieșim din lumea aceasta păcatului și acum devenim călători spre paradis, călători spre cer și călătorim însă printr-o lume păgână. Haideți să vedem în această seară câteva lucruri despre călătoria aceasta, despre pelerinajul acesta pe care trebuie să-l facem fiecare din noi printr-o țară păgână. Aș vrea să citesc de la bun început câteva versete și am să pornesc de la 1 Petru, versetul 1:1, care spune așa, atât de frumos, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Aici aș vrea să subliniez cuvântul acesta pont, pentru că îl vom găsi și în Faptele Apostolilor, capitolul 2, la Rusalii. Erau evrei din Pont, la Ierusalim. Să știți că este vorba despre Pontul Euxin sau Marea Neagră. Deci, Apostolul Petru vorbește despre creștini care erau împrăștiați deja în jurul Mării Negre. Vorbește oare cumva și despre teritoriile noastre? Posibil. Este foarte șocant să citești, de exemplu, în Biblia de la 1688, Biblia Cantacuzino, prima Biblie complet tradusă în limba română, că la Rusalii erau evrei de la Marea Neagră, la Ierusalim. Este șocant. Iată din nou pe Apostolul Petru care vorbește despre cei care sunt împrăștiați prin pont în jurul Mării Negre și care trăiesc ca străini. Trăiesc ca străini. Același apostol revine în capitolul 2, versetele 11 și 12, unde spune așa. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Subliniați și aici străini și călători. Străini și călători. Așa cum spuneam înainte, noi suntem cetățeni împreună cu Sfinții. Avem cetățenia în ceruri, suntem de sus. Noi nu suntem de pe pământ, știți cântarea aceea, ne place foarte mult, noi suntem de acolo de sus, ne ducem după Iisus unde a plecat și noi călătorim spre țara aceea minunată. Să folosesc două cuvinte aici în textele Apostolului Petru, în primul rând este cuvântul pelegrin. Parapidemos. Parapidemos în limba greacă înseamnă călător într-o țară străină. Persoană care călătorește mult prin lume, care hoinărește prin lume, care colinde lumea. Un străin. Așa suntem noi văzuți de Sfânta Scriptură, un pelegrin. Suntem pelegrini în lumea aceasta, într-o lume care nu este a noastră, într-o țară care nu este a noastră. Noul Testament, așa cum spuneam înainte, îl descrie pe creștin ca având cetățenia în ceruri și el se află într-o călătorie în această lume și de aceea așa se considerau de fapt și patriarhii.
Iată ce spune Evrei, capitolul 11, versetul 13, despre patriarhi. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Străini și călători pe pământ. Nu numai noi, creștinii, avem acest statut, dar orice om care l-a cunoscut vreodată pe Dumnezeu s-a considerat cetățean cu Dumnezeu în ceruri și s-a considerat străin și călător în această lume. Trebuie însă să definim și un alt cuvânt care este foarte important, la care ne vom referi mai mult în această seară, cuvântul păgân. Ce înseamnă păgân? În primul rând, un păgân este un om care nu-L recunoaște pe Dumnezeu. Nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu îl recunoaște pe Dumnezeu ca suveran, creator și stăpân peste toate lucrurile. Asta este un păgân. În al doilea rând, este omul care se închină altor dumnezei, care sunt dumnezei falși. Așa cum ați auzit din materialul prezentat, încă din Anglia, din secolele trecute, creștini nemulțumiți de propria lor religie au zis că trebuie să se întoarcă la religia strămoșilor lor. Și s-au întors la zeii de altă dată la care s-au închinat strămoșilor. Dacă urmăriți pe History Channel, de foarte multe ori apar emisiuni despre Hitler, ceea ce a încercat Hitler și se pare că a reușit bine de tot pentru națiunea germană, a fost întoarcerea națiunii germane la vechii zei care au stat la baza germanilor, a triburilor germanice, care zeii care i-au format pe ei ca națiune, zeii care i-au călăuzit în religia păgână în care ei au fost. Și Hitler a dus Germania înapoi la religiile acelea păgâne în care a crescut nația lui. Așa cum spunea autorul pe care l-am văzut, l-am ascultat în videoclipul acesta, există un efort susținut astăzi, chiar de lumea academică, de a reînvia interesul față de păgânismul de altă dată. De aceea se vorbește foarte mult de neopăgânism. În același timp, motivația pentru care se caută zeii de altă dată și dumnezeii străini de altă dată este că oamenii doresc să trăiască în plăceri și în senzualitate. Dacă creștinismul ne îndeamnă la abstinență, ne îndeamnă la, eu știu, la pocăință, la seriozitate, la castitate, la respectarea jurământului de căsătorie, nu? Zeii păgâni au propovăduit exact pe dos de tot ceea ce a învățat Domnul Iisus Hristos pe urmașii Lui. Aș vrea să continuăm acum și să ne uităm puțin la trăsăturile unei societăți păgâne. Să vedem ce caracterizează o lume păgână. Vreau să punem întrebarea aceasta în mod cinstit. Este America în care noi trăim o țară creștină sau se păgânizează sub ochii noștri? Sau o lume păgână? Călătorim printr-o lume păgână sau nu? Suntem pelegrini într-o lume păgână sau nu? Haideți să vedem 6 caracteristici principale ale unei lumi păgâne și să vedem dacă nu cumva America în care noi trăim acum și societatea vestului, Europa de astăzi, dacă nu cumva ea trăiește în păgânism. Trăsătura numărul 1 este ateismul și umanismul în creștere. Ateismul. Ce înseamnă ateu? Ateu, om care nu crede în existența lui Dumnezeu. Acum există în Statele Unite, cred că știți cu toții, efectiv o organizație foarte puternică a ateilor. Este extrem de activă împotriva oricărui simbol creștin care decorează, eu știu, spațiul public american. De la cele 10 porunci din tribunalele americane, crucifixele de pe clădiri sau
chiar din unele cimitire, așa, sunt ținta atacurilor ateismului american. O reinterpretare a Constituției care garantează nu că este despărțit statul de religie, o reinterpretare și o forțare a articolului de Constituție îi duc pe oamenii aceștia să atace instituții creștine una după alta în America. În lumea universitară, profesorii cei mai mulți care sunt de fapt atei au găsit și o altă formulare un pic mai academică și un pic mai, să zic așa, mai cu apel la noua generație. Nu mai spun că sunt atei, dar sunt gnostici. Sunt agnostici. Nu știu dacă există Dumnezeu sau nu există. Nu vi se pare foarte ciudat, nu? Pentru că dacă cineva spune nu există Dumnezeu, trebuie să demonstreze lucrul ăsta. Și a demonstra că nu există Dumnezeu este cel puțin la fel de greu ca a demonstra că există Dumnezeu. Nu? Eram la facultate la Timișoara și când ne-au chemat la decanat să ne contrazică, era un decan foarte simpatic, zice, băieți, ziceți ceva că m-au pus să vă contrazic. Dacă nu ziceți nimic, nu vă pot contrazice. Spuneți ceva să vă contrazic. Și până am avut o discuție destul de amicală cu el, a fost un om foarte de treabă, dar zicea el, printre altele, zice, mă uit la dumneata, văd că la socialist științific ai 10. Zice, cum se face chestia asta? I-am spus simplu, nimeni nu-mi dă notă pe părerile mele. Toată lumea îmi dă notă pe ce spun. Și eu spun ce zice Marx, nu? Și dumneatale îmi dai notă după ce au zis Marx. Asta nu înseamnă că eu cred ce spune Marx. Ceva, asta e nenorocerea sistemului nostru, zice el, de învățământ. Notele nu se dau pe ce crede studentul, nu? Se dau pe ce spune în manual. Și dacă spui ce spune manualul, iei notă mare. Ei bine, în discuțiile noastre la socialism științific și la filozofia marxistă, nu? Materialistă, în pauză stăteam de vorbă cu profesori și ne încolțea pe noi, pe pocăiți, cei trei sfinți de la construcție. Eram trei băieți, toți pentecostali, și așa ne spuneau cei trei sfinți de la construcție. Și profesorul tot timpul ne provoca cu întrebări, îl provocam și noi. Și țin minte că după o discuție din asta pe coridor am intrat în sală și vrând să ne pună on the spot, cum se spune, să ne pună în fața clasei, nu? Să ne demonstreze ce eronați suntem noi, m-a ridicat în picioare și mi-a spus, zice, pot să demonstrez că nu există Dumnezeu? Că există Dumnezeu. I-am spus, domnule, încercați dumneavoastră să demonstrați că nu există, nu? Dumneavoastră sunteți profesor, nu? Ăsta e geabă dumneatale, nu-mi pasa mingea mie, nu? Dumneatale, ai misiunea aici să ne demonstrezi că Dumnezeu nu există. Și am zis, domnule profesor, eu am o mică întrebare așa. Hai să presupunem că în camera vecină, dincolo de peretele ăsta, nu se poate intra. Nu are nimeni cheie, nimeni n-a intrat vreodată. Ce poate fi în camera aia, domn profesor? Ăsta a stat puțin și a spus, într-o cameră în care nu se poate intra, poate exista orice? Poate exista și Dumnezeu, domn profesor? Da, a zis el, poate exista și Dumnezeu. Deci într-un univers pe care nu putem încă să-l cercetăm, ca să demonstrezi că Dumnezeu nu există, trebuie să scotocești tot universul, să întorci toate pietrele care sunt în acest univers, să te duci în toate planetele care există în acest univers, ceea ce este absolut imposibil omenește. Universul este o cameră în care nu putem intra. Deci o cameră în care nu se poate intra poate conține orice. Și atunci ateul modern, pentru că este prins la mijloc cu chestiunea asta, el spune, eu nu sunt ateu, eu sunt agnostic, eu nu știu. Nu știu dacă există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu. Poziția asta ar fi ok. Dar comportamentul lui, atitudinea lui, nu este unui om care nu știe.
este a unui om care nu vrea să existe Dumnezeu, din același motiv pentru care hoțul nu vrea să existe polițist. Nu-i așa? Ce se întâmplă în lumea noastră în care trăim? Nu numai ateismul și concepția aceasta care este un escapism, nu știu, nu știm ce este sau nu este. În literatura românească este un episod teribil. Arghezi, poetul și scriitorul Arghezi, a fost vizitat la Bobotează de preot. A venit preot ortodox cu busuiocul să sfințească casa lui Arghezi, cum era obiceiul pe vremea aceea. Arghezi a fost călugăr, a fost preot la viața lui. Când a ieșit afară să-l conducă spre portița de la stradă, până acolo preotul s-a întors spre Arghezi și a zis: maestre, oare există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu? Deci preotul care trebuia să-l propovăduiască pe Dumnezeu, îl întreabă pe scriitorul Arghezi. Probabil că nu e frumos cuvântul să se spun de la mond, dar la noi se poate orice. Reproduc un citat, de fapt. Arghezi s-a întors pe el și a zis: părinte, de ce tu te-ai făcut mătale căcănar? În limbajul de atunci însemna să cureți WC-urile publice din oraș, de la vidanjeră. De ce nu te-ai făcut din metal așa ceva, nu? Că stătea mai bine să fii asemenea, o să ai asemenea meserie, decât să porți odăjdile lui Dumnezeu, nu? Și să-mi pui mie asemenea întrebări, nu? A rămas faimoasă expresia lui Arghezi, pentru că până și sutanele religiei, oare este sau nu este? Wow! Alături de ateism și escapismul acel, să nu știm ce există sau nu există, urmează ateismul, este umanismul american în creștere, tot mai mare. Focusul se mută de pe Dumnezeu care ne-a creat, pe omul, pe creatură. Nu se mai închină oamenii acum creatorului, ci creaturii. De fapt, apostolul Pavel spunea în epistola sa către romani foarte clar că oamenii adoră și se închină creației, creaturii, în loc să se închine creatorului. De aceea, omul care este proslăvit, așa, omul pe care îl împușcăm, pe care îl bombardăm, pe care îl avortăm înainte să se nască, pe care îl omorâm la bătrânețe când nu mai avem nevoie de el, omul pentru care, de fapt, nu avem niciun fel de respect în societatea în care trăim noi, este centrul atenției filozofiei noastre umaniste. Wow! Și ne place grozav de mult teoria asta, pentru că, dintr-o dată, suntem puși în centrul universului. De fapt, noi de mult bănuiam că suntem centrul universului, așa-i? Axa universului trece prin mine, nu? Fiecare dintre noi credem că suntem centrul universului. Atunci societatea, școala, academicul, mass media proslăvește omul, ființa umană, talentele lui, abilitățile, realizările, nu? Mă las căule, mi-a zis într-o zi secretarul de partid a întreprinderii. Ești un tip anacronic, mă. Ești un tip anacronic. În lumea asta a științei, când oamenii au ajuns pe lună, adică americanii, nu voia să spun el chestia asta, că nu era political correct, nu? Oamenii au ajuns pe lună. Ce progres așa mai departe. Tu ești un tip anacronic, mă. Mai crezi în Biblia plină de greșeli, mă? Domn Popescu, puteți să-mi spuneți una singură din greșelile astea din Biblie? S-a scarpinat peste tot. Ce nu mi-aduc aminte niciuna acum.
Dar nu vă supărați, mea s-ați citit vreodată Biblia asta? N-am citit-o, bă, că e mare și scrie mic. Zic, domnule, domn Popescu, dumneavoastră ești un tip anacronic. Și într-o lume care se documentează, care citește, nu? Într-o lume care a ajuns pe lună, pentru că citește, nu? Dumneavoastră ești un tip care nu citește. Acuzi și vorbești lucruri pe care nu le știi. S-a supărat rău pe mine, m-a tras niște înjurături, cum avea el de obicei, și am rămas prieten pe urmă. Eram pus să lucrez în biroul domniei sale, lucram la OPM, Organizarea Producției și a Muncii, sau în traducerea noastră, odihnă până la moarte. OPM. Odihnă până la moarte. Stăteam cu spatele la un calorifer, mi-am luat de la magazie o mașină de scris, eram foarte supărat pe sectorul de dactilografie a întreprinderii, duceam o adresă, o băteau așa, în câteva zile, o băteau cu greșeli. Cum lucram în construcții, se folosea tot timpul lapte de var, dactilografele nu știau că și varul de lapte, scriau lapte de vacă. Așa că toate mortarele se făceau cu lapte de vacă. Eram supărat pe sectorul ăsta și mi-au luat o mașină de scris. Așa am învățat să bat la mașină. Băteam și eu la mașină. Trecea din când în când un coleg dintr-un birou învecinat, băga capul pe fereastră și întreba: să chem miliția. Dar pentru ce? Să găsească literele. Că nu prea găseam literele pe keyboard-ul de atunci a mașinii de scris. Eram pus acolo să mă supravegheze tovarășul și stăteam față în față cu biroul cu el. Ăsta era umanistul, ateul din comunismul românesc. Să știți că nu e o mare diferență între ateu și umanistul de astăzi. Au aceeași ignoranță față de Scriptură, nu o citesc, se tem de ea. Dacă o citesc, citesc primele capitole din ea și toate întrebările lor și toate comentariile vin din Cartea Genesei. Dar astăzi trăim într-o lume în care e la modă să nu crezi și este la modă să fii umanist. Omul este centrul Universului și nu creatorul lui. În aceeași societate însă asistăm în al doilea rând și la destrămarea instituției familiei. Într-o lume păgână, păgânismul urăște familia. Urăște familia. Explicația este foarte simplă. În spatele acestui păgânism stă Satan. Satan știe foarte clar că prima instituție pe care Dumnezeu a făcut-o în lumea asta este familia. A distruge familia înseamnă a distruge pe membrii ei. A distruge familia înseamnă a distruge noua generație care se naște. A distruge familia înseamnă să distrugi temelia societății, cărămida din care este formată lumea în care noi trăim. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru, în lumea în care noi trăim. Este un atac furibund împotriva familiei. Filmele Hollywoodului ridiculizează familia, își bat joc de familie. Este preamărită și înălțată la rang de frunte familia disfuncțională. Citim cu Aidan în fiecare zi câte o carte. Avem o profesoară și mulțumesc lui Dumnezeu că există și așa asemenea profesori. Îl obligă să citească 15 pagini în fiecare zi. Și citim câte o carte, la rând, în fiecare zi, 15 pagini. Două cărți am citit până acum și toate vorbesc despre copii care au părinții divorțați. Pentru Aidan problema nu era mare lucru, că el deja era în mediu. El se compara deja cu eroii ăștia din carte. E o tragedie. În clasele copiilor dumneavoastră la școală, întrebați câți dintre ei au și mamă și tată și veți vedea, procentajul este uluitor.
Single parent devine în America, se pare, statutul preferențial a societății în care noi trăim. 75% din copiii care se nasc, mai ales în comunitățile de negri din America, se nasc în afara familiei. În afara familiei. Distrugerea acestei instituții va duce la distrugerea societății în care noi trăim. Astăzi se redefinește familia, se redefinesc termenii. Căsătoriile de același sex sunt văzute de bine începând de la Casa Albă în jos. Și este ok. Căsătorii de toate soiurile. Mâine, poimâine, vom asista la lucruri și mai teribile, pentru că lucrurile astea merg așa ca un tăvălug, merg așa ca un, știți, snowball effect, efectul bulgărului de zăpadă. Noi ne distram când eram copii, aruncam un bulgăre sus pe acoperișul casei și venea jos așa o grămadă mare de zăpadă. Tăvălugul acesta, rostogolindu-se, se mărește tot mai mare. Nu sunt profet, dar vă asigur că în anii care vor veni vom auzi lucruri incredibile. Vom auzi de căsătorii nu numai între doi bărbați și două femei, vom auzi de căsătorii și dorința de căsătorie a unui bărbat cu mai multe femei, poligamia. Se vorbește foarte mult de poliandrie, femei care au mai mulți bărbați. Se vorbește de altă direcție în care două sau trei familii, vorba aceea, trăiesc toți la oaltă. Și mișcarea asta va duce la eforturi politice de recunoaștere unor asemenea aberații. Și odată ce ai înghițit o gălușcă ca și căsătoria între aceleași două sexe, societatea va înghiți și altele și altele și vom asista la lucruri incredibile în următoarea generație în care vom intra. Destrămarea instituției familiei este o caracteristică a lumii păgâne în care noi ne aflăm. Al treilea lucru în neopăgânismul de astăzi este lipsa de respect pentru sanctitatea vieții. Lipsa de respect pentru sanctitatea vieții. Viața vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este autorul vieții. Nu are drept nimeni să ia viața nimănui. Ce se întâmplă însă cu avorturile din America? Se întâmplă din pricina lipsei de respect față de sanctitatea vieții. Nu este ființă umană, este embrion. Cine știe ce altceva este cel copilul acela care este ucis în pântecul mamei lui. Datorită relațiilor înainte de căsătorie, am văzut undeva o reclamă absolut tulburătoare. Spunea foarte simplu, cele mai multe avorturi se nasc din relații în afara familiei. Cele mai multe avorturi se nasc de acolo. Când nu există respect față de instituția asta familiei, relațiile intime, relațiile sexuale în afara familiei produc copii care apoi sunt avortați. Lipsa de respect față de sanctitatea vieții. Mâine, poimâine, societatea va trage concluzia că după anumită vârstă faci umbră pământului degeaba. Nu merită să mai trăiești, ești neproductiv, nu? Creezi dependență, creezi cheltuieli sociale și cel mai bun lucru este să ți se dea o injecție, să treci în lumea veșnică cât mai repede posibil. Se numește eutanasia. Dr. Kevorkian va fi la modă într-o zi în America. Va fi la modă, cum este deja în alte țări ale lumii. Lipsa de respect pentru sanctitatea vieții.
În al patrulea rând, și am vorbit ceva despre asta, este homosexualitatea și căsătorile de același sex. Caracterizează lumea păgână, păgânismul lumii americane în care noi trăim. În al cincilea rând, neopăgânismul de astăzi, păgânismul de astăzi, ridicularizează credința creștină. Asistăm la bătaia de joc a credinței creștine. Comediile de astăzi, programele de televiziune, Hollywoodul face fan de credința creștină. Uitați-vă ce se întâmplă. Oriunde deschizi televizorul, auzi o înjurătură, un blestem sau ceva care ridiculizează biserica. Este suficient să intri pe Google și să te uiți, de exemplu, Church Cartoons. Uitați-vă, eu am încercat asta de câteva ori. Church Cartoons sau Pope, nu? Despre Papa de la Roma. Cartoon și veți vedea mii de desene și de caricaturi cu popi, cu biserica, cu tot ce vreți, în care pur și simplu credința creștină și oamenii lui Dumnezeu sunt ridiculizați, pentru că asistăm la demolarea acestei instituții, un atac fără precedent din partea celui rău. Diavolul se ridică împotriva familiei și bisericii, acestor două instituții făcute de Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că există un efort foarte mare pentru scoaterea lui Dumnezeu din discursul public. Scoaterea numelui lui Dumnezeu din orice discurs public. Poți să scrii de Mahomet, să spui de Mahomet ce vrei, de Buddha, de alți zei, dar să nu spui Jesus. Să nu pronunți numele lui Iisus Hristos sau lui Dumnezeu în școlile americane. No way! În societatea de astăzi, numele lui Dumnezeu este scos afară din discursul public. Dacă politicienii noștri în final zic God bless America, spunem, asta e un fel de salut, știi? Un fel de încheiere, un fel de amin a unui discurs politic, doesn't matter, nu? Există un efort formidabil de a scoate numele lui Dumnezeu de pe bancnotele americane, in God we trust, nu? Out. Există eforturi, procese până la Curtea Supremă. Pentru că nu vrem să auzim, oamenii care nu-L vor pe Dumnezeu și vor alți zei, nu vor să audă numele Lui nicăieri. Vor să-L scoată afară complet. Dacă o domnișoară care concura pentru Miss America a zis ceva de Dumnezeu, a fost descalificată. Okay? Este groaznic, este teribil. Nu ai voie să pronunți numele lui Dumnezeu și mai ales al lui Iisus Hristos în școlile, în discursul public de undeva. Este un efort a celui rău de a-L scoate pe Dumnezeu din atenția tuturora. Toate lucrurile astea sunt caracteristici a unei lumi păgâne. Trăim într-o lume păgână sau nu? Pe zi ce trece, tot mai mult, tot mai păgână este lumea în care noi trăim. Nu vreau să fac eforturi în continuare să vă convinc că așa este. Unii v-ați convins și alții vă veți convinge pe parcurs. Veți avea probleme la serviciu, la școală, la angajare, oriunde te duci, pretty soon, foarte curând. Vom repeta istoria. Mulțumesc Domnului că sunt destul de bătrân și nu o să mai trăiesc zilele alea pe care o să le trăiți voi care sunteți mai tineri. Dar eu mi-aduc aminte bine de zilele în care am trăit. Puteai să fii cel mai bun la lucru și am fost unul dintre cei mai buni la lucru. Mi-am dat toate silințele și am făcut cu pasiune și cu inimă ceea ce am făcut. M-au avansat în primii ani și mi-au dublat salariul, am fost șef de lot. Pentru că n-am vrut să mă fac membru de partid, am ajuns să ies muncitor cu altă calificare din producție. Okay? O să se întâmple și ție exact același lucru. Nu te înscrii în partidul
lui Obama sau cine știa cui, ok? Nu o să fie avansat. Am terminat facultatea printre primii din țară, dintre toate facultățile de construcție. Am fost al cincilea. Okay? Puteam să rămân asistent universitar și profesor universitar. Aveam dreptul ăsta după rezultatele mele din școală. Nimeni n-a stat de vorbă cu mine. Am vrut să mă duc în tabără odată, într-o tabără de vară. Și m-am dus și aveam drept, aveam note foarte bune, eram premiant, nu? M-am dus la un tovarăș care mi-a spus, Dumnezeul tău să-ți dea tabără, să te trimită în tabără. Mi-a zis-o pe șleau. Am plecat foarte ofensat, foarte jignit. Dar m-a trimis Dumnezeul meu în tabără, m-a trimis în America. Pe toți aia l-ați ținut în noroaiele din România de pe șantiere și Dumnezeu m-a dus în America. Veți trece pe aici. Pentru că lumea noastră se mișcă în această direcție spre o societate nu numai fără Dumnezeu, dar împotriva lui Dumnezeu. Și din moment ce îți vei arăta credința, din moment ce va fi cunoscută opinia ta religioasă, vei începe să fii marginalizat. Iată niște sfaturi foarte practice din Apostolul Petru, cum trebuie să ne ducem o viață creștină într-o țară păgână. Cum să ducem o viață creștină într-o țară păgână? Cum să trăim în această lume păgână pe care o traversăm ca și pelegrini? Sunt câteva sfaturi pe care ni le dă Apostolul Petru și vreau în încheiere să trecem prin ele. Călătoriți prin această lume ostilă și păgână, sperând în harul care se va arăta la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, spunea Apostolul, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ne apropiem de venirea Domnului și zilele acelea vor fi zile în care ni se va da un har special. Se va termina călătoria asta. Indiferent cât de grea va fi, indiferent cât de ostil este teritoriul pe care îl parcurgem, uitați-vă la final, with the end in mind, cu sfârșitul în minte. Gândiți-vă la final, ne așteaptă harul extraordinar la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Până atunci însă trăiți o viață sfântă de copii al lui Dumnezeu. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dacă lumea asta se strică sub ochii noștri și totul este permis, nimica nu mai este păcat, ok? Tu trăiești o viață sfântă, ține-te de lucrurile acelea bune pe care le-ai învățat altădată, de la părinții tăi, de la biserica ta. Fii un copil ascultător de cuvântul lui Dumnezeu și nu te lăsa atras în poftele și plăcerile de altădată. Trăiește o viață sfântă, pusă deoparte numai pentru Dumnezeu. În al treilea rând, Apostolul ne învață și spune, trăiți în dragoste unii pentru alții. Iubiți-vă unii pe alții. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Wow! Ascultați! Dragoste neprefăcută. Atâta prefăcătorie este mai ales în dragoste, nu-i așa? Uneori este foarte greu să știi ce este autentic și ce nu este autentic. Toate poftele se ascund sub cuvinte romantice. Lipsa de dragoste a creștinului de astăzi se ascunde în declarații false. I love you, brother, îmi spunea cineva tot timpul. I love you. Într-o zi m-am enervat și a zis, don't love me that way anymore.
ok? Don't love me anymore. Pentru că îmi spunea că mă iubește, dar mă vindea pe partea alaltă, mă trăda pe partea alaltă, mă sabota pe partea alaltă. Și era atât de nepriceput că vedeam și eu chestia asta, nu? Dar când mă întâlneam, spunea, I love you, brother. Don't love me anymore, am spus. That way, nu? Nu mai iubiți cu o dragoste care se preface. Iubiți-vă cu căldură. Ce înseamnă asta cu căldură? Cu Arizona, nu? Iubiți-vă cu căldură. Din toată inima. Altă expresie extraordinară. Toate le pune Apostolul Petru aici, neprefăcută, dragoste neprefăcută, iubire cu căldură și din toată inima, nu cu bucățele de inimă, nu cu jumătate de inimă, din toată inima. Numărul 4, iubiți și doriți cuvântul lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Doamne, ce ne place nouă să fim iubiți ascultători, nu? Consumatori de religie. Venim la biserică să auzim, mă, ce predică nemaipomenită asta. Plecăm acasă și nu ține minte nimic ce-o zis. Vreau să vă spun una foarte sinceră. După ce le zici, tu ca predicator mergi acasă și săptămâna care vine nu mai ții minte nici ce ai predicat tu, nu? Și pe urmă zici, Doamne Dumnezeule, cum să ține minte aia la alt domnule, dacă nici eu care am predicat nu mai țin minte ce am predicat, nu? Wow! Nepoate, zice bunica, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care te face să uiți tot? Ce, Alzheimer, bunica. Alzheimer. E un neamț mic așa, nu? Care ne face să uităm toate predicile, iubiți ascultători, nu? Plecăm acasă și în altă parte cuvântul lui Dumnezeu spune că e ca și când ne uităm într-o oglindă, venim la biserică, ne uităm în oglindă, nu arătăm prea bine. Plecăm și am uitat complet cum arătăm. De aceea trebuie să iubim cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănim cu el în mod special. Să punem mâna acasă pe Biblie, să punem mâna pe un manual de studiu biblic de la grupe mici, să studiem, să citim versetele, să ne întâlnim cu alții, să intrăm în profunzimea cuvântului Dumnezeu, să ne hrănim cu el. Nu să venim să auzim. Bă, ce mai zice și ăsta? Și plecăm acasă și nu se întâmplă nimic cu noi. Numărul 5. Proclamați puterea minunată a Domnului. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. În călătoria ta prin lumea asta păgână, vestește puterile minunate ale Dumnezeului tău. Vorbește despre El. Spune despre El. Spune colegilor tăi, spune-le cum ți-a schimbat Dumnezeu viața, cum ți-a schimbat inima, cum te-a vindecat, cum a intervenit în viața ta, cum ți-a salvat copiii. Spune, vestește puterile minunate ale lui Dumnezeu în mijlocul unui neam păgân în care îți duci existența. Deschide gura și fii un martor a acestui Dumnezeu. De asta se leagă în al șaselea rând, aduc glorie lui Dumnezeu prin faptele tale bune. Nu pierde ocazia să faci ceva bun, să faci o faptă creștinească acolo unde te afli. În călătoria aceasta prin lume, două mâne de ajutor unui om aflat în nevoie. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, cu toate că o să vă bârfească colegii aceia de dimineață până seara, așa, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.
nu pierde ocazia să întinzi o mână de ajutor bârfitorului ăluia de coleg al tău. Oferă-te să lucrezi în locul lui când are nevoie de o zi liberă. Intervino în călătoria ta prin această lume păgână. Fă fapte bune care vorbesc mai tare decât cuvintele tale. Ajută, sprijinește, încurajează, mângâie, ajută-i. Pentru că lucrurile au devenit foarte, foarte intense și sunteți foarte serioși acum și știu că ascultați bine cuvântul lui Dumnezeu, am să vă spun ceva, să vă descrețească frunțele. Un chitarist din ăsta faimos, american, muzică country, avea un prieten care era șef la cimitir, boss la cimitir. Și a povestit într-o zi când stătea la cafea că a murit, domnule, un homeless și trebuie să-l înmormânteze în partea aia cimitirului pentru oameni care n-au pe nimeni. Și spunea el, I hate stablaide, nu vine nimeni la mormântare, îl înmormântăm ca pe un câine vagabond, e teribil. Și n-ai vrea să vii să cânți la mormântarea lui ăsta ceva? Cum să nu? Vreau omul să facă fapte bune. Și-a luat chitara, urcat în mașină și a plecat la mormântare. Da, s-a rătăcit, a umblat, nu găsea pădurea aia în care mormântau pe ăștia. După o oră a ajuns unde a crezut el că este cimitirul. Nu era nimeni, era toată lumea plecat, o groapă. În groapa era o cutie din aia de beton în care a crezut ăsta, bă, ăsta deja l-au mormântat. Și niște oameni stăteau la umbra unui pom și luau lanciul. Nu? Bă, aveam un stres de conștiință, bietul om a ajuns târziu, ce să fac acum? A luat chitara, s-a dus lângă groapă și a cântat Amazing Grace. Deci așa am cântat cum n-am cântat niciodată, am pus inima. M-am gândit la nenorocitul ăsta care nu a fost nimeni să-l petreacă din lumea asta și am cântat Amazing Grace. Și au venit toți oamenii, muncitorii lângă mine și plângeau. Toți plângeam și eu. Zice, am terminat Amazing Grace, pus chitara în baxă. Când s-o bag în mașină, am auzit pe unul din spate care zice, mă, asta a fost cea mai ciudată zi din viața mea, zice, eu am plantat foarte multe septic tank-uri, dar nimeni n-a venit să cânte până astăzi. Erau niște muncitori care plantau un septic tank pe care septic tank-ul arăta ca un sicriu, nu? S-ar putea uneori faptele noastre bune să fie făcute unde nu trebuie, nu? Dar ele vorbesc, ele schimbă oameni, ele storg lacrimi. Ele depun mărturie. Și oamenii vor slăvi într-o zi pe Dumnezeu când Dumnezeu îi va cerceta, nu pentru vorbele tale, ci pentru cuvintele tale, pentru faptele tale, pentru ajutorul tău, pentru jertfa ta, pentru munca ta, pentru sacrificiul care l-ai făcut. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez, al șaptelea, un drum spre țara minunată, călătorind printr-o lume păgână, îndurați cu răbdare necazurile. Nu o să fie ușor. Va fi dificil. Drumul este greu. Îndurați necazurile acelea cu multă răbdare. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, indiferent cât de mulți și de periculoși sunt păgânii printre care treceți. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Îndurați cu răbdare greutățile drumului, pentru că el sfârșește dincolo în împărăția cerească. Și acum spuneam la începutul lecției din această seară, cetățenia noastră este în ceruri. De unde și așteptăm ca Mântuitor, pe Domnul nostru Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 20. Și vreau să închei cu un ultim verset,
pe care l-am mai citat în această seară, prea iubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Călătoriți prin lumea asta păgână, având țintă cerul. Și Domnul este cu noi, nu vom fi singuri și vom fi mai mult decât biruitori împreună cu El. Cetățenia noastră este în ceruri. De acolo îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină, să ne ia și să fim pururea cu Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să încheiem seara aceasta cu o rugăciune. Și ar vrea să ne rugăm fiecare dintre noi ca Domnul să ne dea călăuzirea Lui și a Duhului Lui cel Sfânt, ca în această călătorie spre Patria Cerească să fim însoțiți de Domnul, să nu fim singuri. Domnul să ne dea harul Lui și binecuvântarea Lui ca să ajungem cu bine la finalul acestei călătorii în Împărăția Cerească. Să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară.